Pentru că, dragii mei, noi credem că viitorul sună bine. O să vă spun că, în urmă cu un an de zile, Universitatea prestigioasă din Anglia, din UK, că sună mai bine când Marea Britanie, rup limba până rostești toată fraza asta, Universitatea din Leicester, în urmă unor cercetări serioase, sociologice, pe baza unor chestionare bine gândite, a realizat un top, a făcut, dacă vreți, clasamentul celor mai optimiste țări din lume. Hai să vă spun top 10, pentru că ne interesează Danemarca, pe primul loc, țara cu cei mai optimiști oameni din lume, pe locul 2, Elveția, pe locul 3, Austria, normal că ne au furat-o în pe locul 4, Islanda, pentru că au geizere, pe locul 5 este Bahamas, dacă ai fi în zona aia geografică, poate că da, e de înțeles. Pe locul 6 este Finlanda, pe locul 7 Suedia, pe locul 8 Bhutan. Da, e o țară undeva în munții Himalaya, un regat, e o țară cu zero emisii de carbon. Ăștia cu ecologia. Ăștia îndură orice, de dragul ecologiei. A, pe locul 9 este Brunei, Poate vă vine să credeți sau nu, eu din clasa 6 -a știu unde se află Bruneiul și cum se numește capitala. E un microstat, undeva în zona arhipelagului Indoneziei, care stă pe o pungă de petrol. Iar capitala acestei țări se numește Bandar Seri Begawan. De, de ce? Pentru că am la 10 la geografie, la oră deschisă, pentru că am știut numele capitalei. Ok, e, și acum veți spune, viitorul sună bine, nu? Hai să vedem cum sună în România. Pe ce loc credeți că sunt românii? 139. Ca de obicei, suntem tari. Da, românii noștri sunt pe locul 139 în topul celor mai optimiști oameni din lume. Mai bine că ai luat din partea alta, nu? Și ajungea mai repede la noi. Dragii mei, pesimismul este o realitate. Pesimismul este o realitate pe care o trăim, pe care o vedem la alții, pe care o vedem în societate. Și Winston Churchill, probabil că a definit cel mai bine uh, pesimistul, o zis: e genul ăla de om care în orice oportunitate vede o problemă. Pur și simplu, în orice ușă mare deschisă vede o barieră. Și e genul de oameni, dragi mei, care au mari probleme în a percepe ceva pozitiv în viață. Sunt genul de oameni, dragii mei, care, pentru că nu văd niciun viitor, sunt oamenii care se plâng de prezent. Și când crezi că nu mai e niciun viitor, când crezi că nu sună bine, te plângi de prezent. Și există o tendință la oamenii aceștia să se refugieze undeva în trecut. Trecutul pentru foarte mulți oameni, în special pentru pesimiști, devine un refugiu. Devine un loc în care se simt în largul lor, devine un loc în care se simt într-o oarecare relativă siguranță. Dragii mei, știu că sunt oameni a căror prezent e dificil. Știu că probabil dacă ar fi să te întreb și să fii și tu onest la întrebarea cum ești, probabil că mi-ați răspunde, am avut și zile mai bune. Auzim, folosim expresia asta, cum ești, bă, sincer, am avut și zile mai bune. Și de regulă când omul spune că au avut și zile mai bune, înseamnă că ceva-i bai. Sunt oameni, sunt convins, dragii mei, că prezent nu sună deloc bine. Sunt oameni care probabil se găsesc într-o situație foarte delicată din punct de vedere material. Probabil că sunt oameni care sunt încărcați de datorii și se gândesc la modul serios cum să mai scape de ele. E simplu, fugi din țară. Există oameni care probabil că sunt singuri. Și prezentul e foarte, foarte, foarte uh, dificil din cauza asta. Probabil că sunt oameni care acum prezenți sunt bolnavi, uh, au un trup care pur și simplu este măcinat. Dacă vreți de o boală dureroasă, cruntă, te mai țin poate doar calmantele să mai reziști de pe o zi pe alta. Există oameni a căror prezent este plin de frustrări pentru că au ratat niște oportunități în viață. Există oameni a căror prezent este unul delicat pentru că au fost probabil abandonați, trădați, mințiți, manipulați, înșelați și atunci când îi întreb cum ești, o să spună, am avut zile mai bune. Am avut și zile mai bune. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că percepția mea asupra zilei de mâine este influențată direct de modul în care vă ziua de astăzi. Deci dacă pentru mine ziua de azi este o zi rea, la fel o să privești și ziua de mâine. Indiferent ce v -ar spune unii, indiferent ce ai ascultat la televizor, indiferent de veștile bune care ți se vor spune că motorina se va scumpi numai cu un leu, orice ți s-ar spune, pentru că prezentul tău este greu, pentru că ziua de azi este grea, o să percep din prisma zilei de azi și ziua de mâine în aceeași imagine. Și ce fac oamenii? când prezentul e greu, când viitorul e atât de absurd, parcă te întorci în trecut. Încep să te aghezi de ceva, pentru că oamenii în viață au nevoie de ancore de care să se prindă. Simțim nevoia să ne prindem de ceva. Și sunt foarte mulți oameni care se ancorează de trecut. Am avut și zile mai bune. După zeci de ani, după aproape 70 de ani, poporul evreu care a fost răsfirat în întreg Imperiu Babilonian, cumva ca să-și piardă identitatea, cumva ca să fie exterminat, dacă vreți, a fost un holocaust, dar gândit diferit. Oamenii ăștia, după căderea Ierusalimului în 586, sunt răsfirați în întreaga, întreaga lume babiloniană. După aproape 70 de ani, împăratul Ciri de un decret în care, în mod profetic, le spune, îi înștiințează pe toți evrei care erau răspândiți în tot imperiul, oameni buni, puteți să vă adunați puteți să plecați la în, în țara voastră și să începeți o viață nouă. Vremea de exil s-a terminat. Și acum, dragii mei, o rămășiță de oameni, pentru că asta e de fapt, o rămășiță de oameni care au mai fost răspirați prin, uh, răspirați prin Imperiu, încep să vină spre Ierusalim, în valuri. Nu ca și covid ci mult mai încet. Pentru că aveau case, pentru că aveau business-uri acolo, pentru că e vreo unde să așează face bani și e greu cumva să te, să te desprinzi de sursa aia de binecuvântare materială. Cu toate acestea, foarte mulți din ei primesc îndemnul ăsta, îl privesc ca de la Domnul, sub îndemnul liderilor religioși. Se întorc încet, încet și în valuri spre Ierusalim. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că în momentul în care se apropie de Ierusalim, văd un oraș care este în ruină. Văd un oraș distrus văd un templu de care nu mai există decât niște temelii, o fundație, văd un Ierusalim care arde de foc, abandonat, pustit și asta este imaginea pe care eu o văd. Da? Te întorci din exil, vorba vine la o viață mai bună și tot ce vezi în fața ochilor tăi este un morman de ruine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că între cei care au venit erau și bătrâni. Și bătrânii aceștia spune Biblia că au fost oameni care au văzut slava vechiului templu. Au văzut slava Ierusalimului. Și dintr-o dată, dragii mei, încep să-și aduc aminte de cum arăta Ierusalimul. Încep să-și aduc aminte de, de măreția, de grandoarea templului Solomon. Încep să-și aduc aminte de slujbele de la templu. Încep să-și aduc aminte de zidurile impresionante ale Ierusalimului. Și tot ce văd acum, în fața ochilor lor sunt niște ruine. Îți niște oameni, dragii mei, hărțuiți dacă vreți de viață. Sunt niște oameni care se simt străini în propria lor țară, parcă nu-și găsești locul. Și vreau să vă gândiți că dintr-o dată în mintea lor încep, să, încep să, să vină fel și fel de amintiri din trecut. Și, dragii mei, ce știu oamenii să facă, să povestească? Te duci și vezi pur și simplu doar fundația o rămas de templu. Și vin bătrânii și povestesc, dragii mei, la un nepot, la un copil, să vezi aici ce era. Să vezi cum era portalul ăsta polic cu aur, să vezi aici era chivotul Sfânta Sfintelor. Și tot ce vezi, îți niște de rămături. Dragii mei, odată cu întoarcerea lor în țară, încep să le revină și amintirile din trecut, care sunt dureroase. Și probabil că în mintea lor, ca așa noastră de foarte multe ori, când ne confruntăm cu realitatea și tot ce vedem în fața noastră sunt niște ruine, niște temelii distruse, avem impresia asta, cumva că zilele bune sunt în urmă. N-ai nici 30 de ani și deja încep să te resemnezi și să spui, Doamne, știi ceva? Tot ce a fost mai fain în viața mea a fost până la 25 de ani. Poate că ai 60 de ani, seara asta aici. La mulți ani, Dumnezeu să-ți ajute să supraviețuiești iarna asta cu facturile care vor veni. Dar te gândești la modul serios, pe bune, uh, bă, am avut o viață, au fost zile fine, am avut și zile mai bune. Dar astea care săraci și care se văd la orizont, nu. Evrei, ăștia, rămâșiți asta de oameni să uită unii la alții, de, 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 dezorientați, debusolați. Și a zis, zilele bune erau înainte. Zilele bune au fost în față. Au fost acolo departe în timp. Numai că, dragii mei, ne contrazice, impresiile noastre sunt contrazise de Scriptură. Și în Eclesiastru, capitolul 7, cu versetul 10, e o afirmație care parcă te enervează când o citești. Mai ales pentru pesimismul nostru românesc care mustește în zona evanghelică. Și spune, și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu prin înțeleptul Solomon, nu zice cum se face. Că pe vremea noastră, cum se face că în urmă cu 10 ani, că în urmă cu 15 ani, că pe vremea lui Tăricianu când dudoia economia, cum se face că în urmă cu un an de zile când benzina era cu 3 lei mai ieftină poate, cum se face când chiria era mai ieftină, cum se face, auziți, că zilele mai dinainte erau cum? Mai bune, pentru că noi asta credem. Când prezentul doare, când viitorul îi înceață, trăiești cu impresia că zilele bune sunt în urmă, că tot ce a fost bun în viața ta s-a terminat, că tot ce a fost frumos vreodată a fost și în trecut și sunt amintiri. Și spune aici, cum se face că zilele mai dinainte, zice, erau mai bune decât care? Astea! Și de unde spui asta? Din înțelepciune? Din frustrare. Când spui că zilele dinainte sunt mai bune decât astea, Biblia spune că nu spui din înțelepciune, nu vorbești de la Duhul Sfânt, nu vorbești inspirat de Dumnezeu, ci ascultă-mă bine ce spun. Vorbești din frustrare. Vorbești din necredință. Când cineva spune că nu mai este nimic bun în față, omul ăla nu vorbește din credință. Omul ăla nu vorbește inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Omul ăla vorbește din, din, frustrare și din necredință. De aceea, dragii mei, pentru că în biserică noi nu lucrăm cu impresii, ci cu adevăruri. Pentru că aici, dragii mei, nu domină o filozofie de viață și o gândire populară sau comunitară, ci domină, dragii mei, și trebuie să domine în biserică, în casa lui Dumnezeu, adevărul Scripturii îndrăznesc să rostesc în această seară un gând, o frază care va defini mesajul meu din seara aceasta, care știu sună cumva, dacă vreți, deranjează urechile noastre, parcă ne stârnește, parcă stârnește o reacție de împotrivire și cu toate acestea, prin credință, în baza Scripturii, vreau să film în această seară un mare adevăr. Zilele bune sunt în față. Mai auzit? Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu pe baza pronosticurilor economice. Nu ce-a spus Nuriel Rubini, profetul apocalipsei economice, nu pe baza a ceea ce ne spun uh, uh, rezultatele de pe semestru 2 sau 3 din economie, ci, dragii mei, pe baza cuvântului lui Dumnezeu în această seară, vreau să spun un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l spună poporului său în urmă cu aproape 2500 de ani. Știu, vă uitați la vechiul templu, știu, era mai mare în ochii voștri, știu, era din marmură, știu, era poleit cu aur, dar ascultați-mă, zilele bune! Sunt în față, chiar dacă e greu de crezut. Știu, voi pune zuruleta, dar e mai mic cu un sfert. E mai mic cu jumătate decât ăla la alt. Nu e așa de glorios. Dumnezeu îți spune în această seară, ascultă-mă bine, pentru familia ta, zilele bune sunt în față. Pentru viața ta, zilele bune sunt înainte. Nu sunt în urmă. Și dragii mei, nu spun asta de la mine, ci răspund din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Știu că titlul ăsta, zilele bune, sunt în față, l-ar face invidios, cred că, și pe tata predicatorul prosperiști, Joel Austin. Dar nu o să-i dau titlul ăsta. Oameni buni, titlul ăsta nu e unul inspirat din Evanghelia Prosperității. Să fie clar, mă cunoașteți, îmi cunoașteți principiile. N-am abdicat de la ele nici o clipă. Dar vreau să vă spun în această seară, pentru că suntem în acest ciclu de predici, nu privind apoi, îți spun prin credință în numele Lui Iisus Hristos, zilele bune, zilele bune sunt în față. Însă trebuie să faci niște lucruri, trei lucruri trebuie să faci în seara asta și să le crezi și să iei atitudine. Primul din ele, pentru că zilele bune, ascultă-mă bine, sunt înainte și ca zilele care sunt în față să fie bune pentru tine. Încetează, primul lucru, încetează să mai faci comparații între trecut și prezent, dacă vrei să clădești viitorul. Oprește-te! Ești o mașină de scenarii încetează, te rog, în numele lui Iisus Hristos în această zi, încetează să mai faci comparații să mai compari trecutul cu prezentul, cum era cu, dacă vreți, cum este dacă vrei să clădești viitorul de ce? trei motive pentru care, dragii mei, vreau să argumentez ceea ce am spus aici primul din ele este următorul aceste comparații dintre trecut și prezent când vei compara trecutul cu prezentul vreau să spun ceva, alimentează viața ta cu foarte multe complexe Îți vei alimenta viața cu foarte multe complexe. Bineînțeles, aici vorbim despre complexe de inferioritate, chiar spirituale. Hai capitolul 1, cu versetul 3, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cine, întreabă Dumnezeu, cine a mai rămas dintre voi, adică dintre ei mai în vârstă, care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți voi acum? Dumnezeu le spune, nu trebuie să rostească ei pentru că Dumnezeu știe ce gândeau ei așa cum este, nu pare ea o nimică în ochii voștri? Trăiește astăzi și tot ce vezi în ochii tăi, parcă e nimic în comparație cu ce-a fost. Starea în care ești, parcă e nimic în comparație cu ce ai fost. Vreau să spun un lucru, câtă vreme o să continui să faci comparații între cum ai fost și cum ești, nu o să poți clădi viitorul niciodată. Ba din potrivă. Și ce vei face? Îți vei alimenta viața cu foarte, foarte multe complexe. Complexe de, 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 inferioritate, inclusiv cele spirituale. Vreau să vă spun ce fac cu noi. Pun pe ochii noștri niște ochelari. Și dacă veți ochelari, aceștia ne fac să privim realitatea distorsionată ne fac să privim evenimentele distorsionat, ne fac să minimalizăm sau să exagerăm anumite lucruri într-un mod neonest și într-un mod nerealist. de e foarte important în această seară să înțelegi, nu mai fă comparații între trecut și prezent, pentru că vei alimenta viața cu aceste complexe. Dragii mei, dumneavoastră ați auzit probabil în aceste săptămâni când se tot vorbește despre război, de ce o intra Rusia în război, de ce Putin o ales să invadeze, Și am auzit analiza unui, unui, om care se pricepe în domeniu și a zis o chestie interesantă. Există niște popoare gen ruși, englezi, britani, englezi, da, britanici, mă rog, la un loc, italieni, spanioli. Îs popoarele, dragii mei, care în trecut au avut imperii. Și spunea el, popoarele acestea imperiale, vechi imperiale, care la un moment dat au domina lumea, suferă, generațiile acestea actuale, suferă de un complex colonial, de complexul imperial, dacă vreți. Unele s-au vindecat de el și l-au acceptat. Domne belgenii, noi nu mai avem, nu știu, 20% din Africa, din Congo, și ci facem ciocolată. Rușii nu pot să accepte chestia asta. Iau complexul imperial. Și acționează în modul acesta pentru că nu s-au vindecat de complexele acestea. Dragii mei, Eminescu ne-a băgat și pe noi în categoria asta, printr-o poezie. O să o recit de 1 decembrie. Ce-ți doresc cu ție dulce? Să ți ce-o zis. Mă sună bine, dar nu știu cât e adevărat. La trecut uți mare, mare, a fost mare, da, e adevărat. Mi a avut un trecut imperial. La trecut uți mare, mare viitor, Doamne ajută! Greu să ziceți amil asta și eu, trebuie să recunosc. Trebuie să recunosc. A, încetează să mai compare, ascultă-mă, trecutul cu prezentul dacă vrei să ai viitor. De ce? Pentru că aceste, dragii mei, comparații alimentează mintea noastră mai apoi, știți cu ce? Cu o gândire contrafactuală. ce asta? Dragii mei, gândirea contrafactuală e tipul ăla de gândire care se rezumă la genul ăla de expresie ce ar fi fost dacă? Și acum probabil că evrei care, bătrâni care vedeau ruinele, rămășița, care își aduceau o minte de templul lui Solomon să gândeau, bă, ce ar fi fost dacă îl ascultam ne pe Domnul și ne pocheam și ne răzvrăteam? Ce ar fi fost dacă ascultam de prorocii trimiși de Dumnezeu care ne avertiza că dacă nu ne pocăim, vine năpasta peste noi? Și începi și te gândești ce ar fi fost dacă. Dragii mei, cum funcționează gândirea asta contrafactuală în cazul persoanelor care sunt nemulțumite de rezultatul unei decizii din viață sau a realității prezente, ajung să fie obsedați de gândul la ceea ce ar fi putut fi într-un scenariu ipotetic diferit. Nu mai repet că oricum nu o puteți nota. Simplu, românește. Ce ar fi fost dacă nu mă căsătoream cu Ion și mă căsătoream cu John? Ce ar fi fost? Nu locuia în Nufăru, ci locuia în New York. Nu se făceai cumpărăturile în piața cetate, ci le făceai la Times Square. Simplu. Asta era. Ce ar fi fost dacă? Ce ar fi fost dacă ai fi acceptat oferta aia, care a fost oferta vieții tale și ai ignorat-o? Azi, ce ar fi fost dacă acceptai oferta aia, jobul ăla? Simplu. Aveai deja casa ta, aveai două mașini, așa stai în Sfânta Garsoniară. Ce ar fi fost dacă? Uh, ce ar fi fost dacă mi-aș fi făcut analizele mai din timp? Uh, nu trebuia să ți faci card de fidelitate la catena, simplu. Ce ar fi fost dacă? Ce ar fi fost dacă primeam viza de America, nu știu. Uh, ce ar fi fost dacă vindeam criptomonede înainte să cadă piața? Știu că mulți vă întrebați la asta. Nu știu ce ar fi fost. Uh, ce ar fi fost dacă unii mai în vârstă nu băgam bani la Caritas? Ce-ar fi fost dacă m-aș fi născut într-o altă țară și eu mă tot întreba să încă n-am primit niciun răspuns? Ce-ar fi fost, acum așa cu politica, ce-ar fi fost dacă ar fi câștigat Joana și nu Băsescu? Nu știu. Ce-ar fi fost dacă ar fi câștigat Dăncilă și nu Iohannis? Simplu. Am fi avut un președinte care vorbește stricat și cu dezacordul limba română și ce avem astăzi, avem unul care nu vorbește. Simplu. Ce-ar fi fost dacă? Deci, dragii mei, asta e gândirea contrafactuală Înlocuiește-l, însă ascultă-mă ce spun în seara asta, înlocuiește-l pe ce ar fi fost dacă din viața ta, că nu te ajută la nimic, ci te ține numai în trecut, înlocuiește-l cu această expresie, chiar dacă. Chiar dacă o ieși Băsescu, am supraviețuit. Și el o trăi bine și noi, cât de cât. Chiar dacă o ieșit Iohannis, suntem tot românul nemți. Chiar dacă nu te-ai dus la facultatea aia și ai luat ales alta, ai supraviețuit. Nu te mai gândi la ce ar fi fost dacă, ci gândește-te, te rog, în această seară, chiar dacă îmi asum și privesc în față. De deci, ce, dragii mei, pentru că zilele bune îndrăznesc să spun în această seară că sunt în față, mai apoi există un al treile motiv, pentru că, dragii mei, și nu ai voie să faci comparații între trecut și prezent dacă vrei să sclădești viitorul, pentru că aceste comparații mai fac un lucru, dragii mei, contaminează. Am spus că ne afectează, dar aceste, aceste, aceste comparații, dragii mei, contaminează entuziasmul altora cu negativismul și pesimismul nostru. Și vreau să vă dau cadru biblic. Gândiți-vă, se începe, se pune uh, piatra de temelie la construcția templului. O venit aia cu pâine și sare, ca și în context românesc, au făcut o rugăciune, o zis, Doamne ajută, o băgat un worship, o chemat să cânte acolo, o fost bucurie, s-o psalm, au fost chestii motivaționale, s-o dat de mâncare, a fost un fel de Thanksgiving Day și au început să lucre. Și acum, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, Ezra, capitolul 3, cu 11, cântau mărini și lăudă, deci care e contextul? Toată lumea laudă, slăvește pe Domnul, e bucurie! Și prin aceste cuvinte, fiți atenți și rosteau oamenii ăștia, că ce este bun, că ce îndurarea lui pentru Israel ține în viac. Și tot poporul, zice Biblia, ce face la un moment dat? Sunt în armonie, cântă pe aceeași voce. E un fel de band, de acord, de orchestră a poporului evreu. Și tot poporul scotea strigăte mari de bucurie, lăudând pe Domnul când puneau temelie casei Domnului. Dar... Mulți din preoții și leviții și din capii de familie mai în vârstă care văzuseră casa din tâi, în timp ce ăștia se bucurau, ce-o făceau să facă? Plângeau tare. Că, auziți, se puneau sub ochii lor temeliile case acestea. Mulți se arătau bucuria prin strigăte și spune Biblia, așa, așa au fost vălmășa la aia acolo. Unii plângeau, alții se bucurau că nu mai știai ce fel de strigăte sunt. Vi la biserică. Și tu trăiești în trecut. Ce ar fi fost dacă, Doamne? Ce ar fi fost dacă mă botezai cu Duhul Sfânt atunci? Ce ar fi fost dacă mă duceam atunci și te ascultam? Ce ar fi fost dacă nu făceam, luam decizia aia? Ce ar fi fost dacă? Ce ar fi fost dacă? Și în timp ce toți oamenii din biserică se bucură, tu plângi. Pentru că te gândești la cum au fost în trecut și ignori prezentul. Ce ar fi fost dacă? Și ce se întâmplă, oameni buni? Contaminăm entuziasmul altora cu negativismul nostru. Și de-aia Dumnezeu, mă rog, să ne vindece. Oamenii ăștia, dragii mei, și ce fel de oameni sunt? Sunt genul de oameni care transformă orice sărbătoare în înmormântare. Băi, sărbătoare, tu plângi. Îi, bucurie, tu te vaieți. ți minte că am fost în urmă cu ceva vreme la o nuntă, de toată pomina, vorba românului, am fost la o nuntă și la un moment dat, i dată cuvântul să predice, să aibă un cuvânt și tata Mirelui, care era slujitor, Păi oameni, bă, că eu se bucur, omul. Cred că, ne nori, că nu i-a plăcut că nu-mi explic altfel de ce o predicat așa. În fine, au ajuns la Anvon și vreau să vă spun, o citit, ce text biblic este că o citit? În zilele din urmă era ei în vremea lui noi. Oamenii mâncau, beau, se însurau. Băi, oameni buni, mai că îți, făcea, îți părea rău că te-ai însurat. Băi, și borcea acolo vă 20 de minute. Doamne, m-am uitat. Cum o mai scoatem la capăt de aici? Nu am mai putut nici cum credeți. Hai să ne rugăm. Vrei? Da, acum. Dacă o zis, tata predica asta, mai că nu mai vrea nici el, cred că. Pentru că există genul de oameni, dragii mei, care, ascultați-mă, contaminează entuziasmul altora cu pesimismul lor, cu negativismul lor. De ce? Pentru că tu ești ancorat în trecut. Și totuși zilele bune sunt unde? În față. Dar, dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încetezi. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să înțelegi mai apoi planurile lui Dumnezeu de viitor cu noi. Și să înțelegi că ele nu sunt condiționate de circumstanțele din prezent. Și asta este un adevăr mare. Înțelege ce spun acum. Planurile lui Dumnezeu de viitor cu noi, cu noi ca biserică, cu tine, cu familia ta, cu sănătatea ta, cu lipsurile tale, cu situația din prezent, vreau să spun ceva, planurile lui Dumnezeu de viitor cu tine, dragii mei, ascultați-mă, nu sunt condiționate de circumstanțele noastre de acum. De ce spun asta? Pentru că limitele noastre, dragii mei, sunt punctul din care începe să se manifeste puterea lui Dumnezeu. Cred din toată inima ce spun. Limitele noastre, sunt punctul din care începe să se manifeste cu adevărat puterea lui Dumnezeu și să o vedem în viața noastră. În Hagai, capitolul 2, cu versetul 7, spune Dumnezeu o profeție și spune că așa vorbește Domnul știrilor, încă puțină vreme și voi clătina, auziți ce vrea să facă Domnul? Da, sunteți puțini, da, sunteți demoralizați, da, tot ce vedeți în fața voastră sunt niște ruine, da, tot ce vedeți o țară pustită, da, sunteți debusolați, habar n-aveți ce o să faceți pe mâine, dar auziți ce spune Dumnezeu, voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile și au zis ce spune Dumnezeu, comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta și și cine zice? Domnul oștirilor! Pentru că acolo, în limita ta, când ești în ruină, acolo e limita ta, Dumnezeu zice, ok, de aici începe puterea mea. De a înțelege un lucru că pe Dumnezeu nu-L poate condiționa circunstanțele tale. Intervenția lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu nu depinde de ce ai sau de ce nu ai. De faptul că ești sănătos sau bolnav, de faptul că acum ești trist sau bucuros, pe Dumnezeu nu limitează și planurile pe care Dumnezeu le are cu tine nu sunt condiționate de condițiile, de circunstanțele în care ești. Efeseni capitolul 3 cu versetul 20 spune Apostolul Pavel iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă, uitați și poate să facă Dumnezeu, nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Știu, ești la limită, ești la limita uh, supraviețuirii, poate, ești la limita optimismului, ești la limita încrederii, nerviți la pământ și ești la graniță și ești în ruină și ești praf și te gândești, Doamne, nu mai nimic! Tocmai, acolo când ești la pământ, este locul din care puterea lui Dumnezeu se vede când te ridică. Nu am impresia uneori că noi fugim de să dăm cu capul de limitele vieții. Și câtă vreme ascultă-mă, nu o să ajungi la limite, nu o să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta. Încearcă să vezi până unde poți să mergi fără de Dumnezeu. Și o să vezi că nu poți decât dacă te ridică El. Gădeți-vă la Zaharia și Elisabeta. Apropo de limite, eu sunt bătrân și înainte. Eu sunt bătrân, nevasta mea e înaintată în vârstă să fiu gentleman, să nu spun că e bătrână, că o Eu sunt bătrân și soția mea, știi, e înaintată în vârstă, noi luăm pensie, noi mergem la băile feric, la tratament și, adică ce vei să spui, o să mai fiu tată? Da! Doamne, dar zilele alea erau, cu ani de zile în urmă, nu, 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 zilele bune vor veni, spune Dumnezeu. În limitele tale se vede puterea lui Dumnezeu și vine o Botezătorul. Pentru că, dragii mei, ăsta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Mai apoi, vreau să înțelegi un lucru, că Dumnezeu nu cântărește o lucrare doar din perspectiva prezentului. De ce spun că nu limitează pe Dumnezeu circunstanțele noastre? Pentru că Dumnezeu nu cântărește, nu evaluează o lucrare doar din perspectiva prezentului, ci și a potențialului ei. Ascultă-mă, tu vezi ce e acum. Dumnezeu, pe lângă faptul că ce e acum, Dumnezeu vede și ce va fi cu tine. Tu nu poți să vezi potențialul, tu nu poți să vezi perspectiva, dar vreau să spun ceva, Dumnezeu le vede și de aia Dumnezeu îți spune vor veni zile bune. Pentru că Dumnezeu are pregătit ceva pentru tine, pentru că Dumnezeu, dragii mei, are pregătit un potențial extraordinar. Acum gândiți-vă, se începe să se clădească înapoi casa asta a Domnului, templul, mult mai mic ca dimensiuni, mult mai sărăcăcios mult mai slab arhitectural dacă vreți, mult mai puțin sofisticat și cu toate acestea auziți-mă, oamenii văd prezentul și zic, bă, dar e mică, e neîncăpătoare adică e, ce, e, ce o să se întâmple aici? și Dumnezeu spune, știi ceva? vreau să vă spun ceva, în timp ce voi vedeți ascultați-mă imaginea asta în timp ce voi vedeți cum se ridică niște ziduri ale unei case de închinare modeste zice Dumnezeu, eu văd cum se va coborâ peste zidurile acestea, între zidurile acestea, în timp ce voi ridicați zidurile, eu văd cum se coboară slava mea peste casa aceasta. Și spune Dumnezeu: E atâta potențial în biserica asta, e atâta potențial în viața ta, e atâta potențial în viitorul tău. Încă spune Dumnezeu: Știi ceva? Slava acestei case care se ridică va fi mai mare decât a lui Solomon. Poftim? Doamne, de mult mai mică, nu contează. Pe Dumnezeu nu-l împiedică dimensiunile și centimetri și metri și fundație. Pe Dumnezeu, dragii mei, nu-l implică și nu-l împiedică nimic să se coboare și să coboare slava lui și prezența lui peste casa lui, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. De-aia îndrăznesc în seara asta să vă spun că zilele bune sunt înainte. Pentru că pur și simplu e atât de mare Dumnezeu că nimeni și nimic nu-l poate limita. Și-ar merita Dumnezeu un amin mai generos din partea noastră, glorificat să fie numele Lui. În timp ce tu vezi niște ziduri mici care se ridică, Dumnezeu vede o slavă mare care se coboare, va fi mai mare, zice Dumnezeu, Dumnezeu vede potențialul. Când Dumnezeu a venit la Gedeon și am recurs des la exemplul acesta, pentru că sunteți și mulți tine și pentru că e o chestie care vă confrunta și ne confruntăm, dragii mei. Când Dumnezeu îi se adresează lui Gedeon cu apelativul viteazule, Dumnezeu nu o spune ironic, Dumnezeu o spune profetic. Tu înțelegi? Că Dumnezeu nu vorbește acolo ironic cu Gedeon. Ca să îi se pare lui viteazul care bate greul în tias, Dumnezeu nu vede, nu îl descrie ironic, ci profetic, pentru că Dumnezeu vede un tânăr care astăzi bate greul în și vede un tânăr care peste o săptămână distanță, știi ce face? Bate matianiții! Pentru că pe Dumnezeu nu limitează circumstanțele tale. O, dacă înțelege, le mai mult pe Dumnezeu. Ești mai recunoscător. Dumnezeu nu cântărește o lucrare, o persoană din perspectiva a ceea ce este sau spun alții despre ea astăzi. Dumnezeu vede potențialul din tine. Dumnezeu vede perspectivele tale. Se spune că într-o zi, Thomas Edison, marele inventator, care avea probleme în primii lui ani la școală, a venit într-o zi acasă cu o scrisoare de la profesor. Și mi zis, mami, mi-a zis, domnul profesor, să-ți o dau două că n-am voie să o deschis ora la nimeni decât ție. Și a zis, mami, te rog frumos să o citești și să-mi spui ce e acolo. Să copilul care avea mea dificultăți de integrare, sătea copilul ăsta care era, dacă vreți, bajocura clasei, am folosit, domnule, de unde au găsit ăștia cuvântul bullying, totuși? Nu au găsit altul mai estetic pentru limba română. Nu, despre asta era vorba. Era supus aceste discriminări. Și copilul ăsta, tânărul Thomas Edison, stă înfrigurat în fața mamei să vadă despre ce e vorba. Și mama începe, face o pauză, își șterge lacrimile și zice, dragul meu, o, oh, să vezi ce fain scrie despre tine. Vrei să-ți citesc? Da, mami. Fiul dumneavoastră, este un geniu. Această școală este prea mică și prea puțin pregătită pentru el. Noi nu avem profesori care să-l poată învăța și să fructifice potențialul din el. Vă rugăm, dacă se poate, să-l învățați dumneavoastră personal, pentru că mama lui Thomas Edison era învățătoare. Și Thomas Edison, știu că asta a scris. Mai târziu, la 22 de ani, Thomas Edison are 40.000 de dolari în 40.000 de dolari bani chiar și pe vremea lui Thomas Edison îți vreo 2 milioane de dolari în banii noștri. A 22 de ani. Moare mama lui Thomas Edison câțiva ani de zile mai târziu și în timp ce adună lucrurile, în timp ce le pune într-o oarecare arhivă să le pune undeva deoparte, Thomas Edison dă peste o scrisoare și își aduce aminte că e scrisoare pe care l-a dus un în copilărie de la școală și -a dat o datul la mama sa. Și când deschide, auzi și -o citește. Doamne Edison, Fiul dumneavoastră este un retardamental. Noi nu-l mai putem învăța la un loc cu ceilalți elevi pentru că întârzie și deranjează clasa. Prin urmare, vă recomandăm să îl retrageți de la școală și să faceți dumneavoastră ce puteți cu el. Că oricum, el nu se poate integra și nu poate face față sistemului de învățământ. Când Thomas Edison citește scrisoarea, asta este un geniu momentul în care Thomas se citește scrisoarea asta, este cel mai mare inventator din lume. Și atunci eu vă întreb, ce contează? Contează cum te văd oamenii astăzi? Contează atât de mult cum te vezi tu astăzi, un ratat? Un falimentar? Unul care nu o să reușești? O să crești tot ce spun ceilalți despre tine? Sau o să o lași pe Dumnezeu să citească scrisoarea? Și o să spună Dumnezeu, hai să spun ceva. Da, știu că astăzi ești pe unde ești, abia te tărăști, dar eu văd peste un an de zile un tânăr care va umbla prin credință. Știu că acum văd un tânăr care fuge și de umbra lui de frică, dar peste doi ani de zile te văd pe un câmp de misiune, fugind demonii din fața ta, că o numele Domnului. Pe cine las să citească? Lasă-l pe Dumnezeu să spună ce poți fi. Îți spun că zilele bune sunt în față, nu pentru că, dragii mei, nu pentru că o spun dintr-o chestie motivațională, o spun pentru că eu cred, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii, dragii mei, vreau să vă spun ceva, ne vor judeca din perspectiva prezentului, nostru modest pe care îl avem și vor trage concluzii greșite. Părinții și profesorii, poate că ți-au nu se să iasă bun nimic din tine, aici măcar au ajut acum un acord, amândoi nu se iasă nimic bun din tine. O să spun ceva acum și cei care sunteți la școală mai mici, vă rog să vă închideți urechile, să nu ascultați asta. Dumneavoastră să știți că studiile longitudinale, adică ale care sunt întinse pe ani de zile, sunt cele mai serioase, au relevat un lucru care poate pare șocant pentru noi. Cei mai descuces oameni în viață sunt cei care au notele de 7 și 8. Închideți-vă urechile. Și acum ăștia care am scăpat de școală, știam noi. <răzări> ți-am spus, nevastă, nu mai ai luat un șef de promoție, dar ți-am spus, un mic geniu e acolo în mine. Nu lăsa, ascultă-mă bine ce spun pe oameni, să-ți dicteze prezentul. Pentru că omule, Dumnezeu vede potențialul tău. Aș fi, aș fi, aș fi un minciunos mare să vă spun că eu sau alții din biserica din Brădă au crezut că o să iasă ceva bun din mine după primul îndemn la rugăciune. Nu o să niciodată după primul îndemn la rugăciune, mi au tremurat picioarele, mi-a mărs gura, cam asta a fost, nu știu ce am zis, o mai zis frația amin, aleluia, că na, să se încurajezi, știi? Și dacă nu spune bine, Doamne, dă-i cuvinte, mai ziceam, o dă în gură, Doamne. <laughs> și vreau să vă spun că mi-a luat-o după aia. Mi-am luat-o pentru că nici nu m-am ajuns jos și mi-au zis unul, Ați doar nu te mai urca pe acolo, că să știi că n-ai deloc ungere. Și eu știam asta, nu trebuia să mă spui că doare. Știu. te s-a spus că nu ești bun de nimic, că nu o să reușești, că să fim serioși. O să te anunțăm uh, rezultatul interviului, vei comunicăm într-o săptămână și tu mai sunt niciodată. Și încă aștepți. Dragii mei, faptul că, vreau să mai spun aici ceva, faptul că noi nu putem vedea ceva nu înseamnă că acel lucru nu există. Faptul că noi nu putem să vedem ceva nu înseamnă că lucrurile nu există. De aia îndrăznesc să spun că pe Dumnezeu nu limitează circunstanțele tale, pentru că El e puternic. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce nu vedeau oamenii ăștia? Hai să, deci bun, ajung la Ierusalim, da? Bagajele Bă, aveți camere? E aici ceva uh, Ibis? Aveți Hilton? Nu avem Băiele Felix, avem nimic. Pensiune? Nu. Pe ce avem? Nimic. Corturi. Uh, și acum, dintr-o dată, se uită toți și nu văd nimic. Și acum, șefa, asta, după ce am venit aici? Să vorbi domnul, așa -i? Nu era bine pentru noi la sus, că aveam casa noastră în downtown, acolo pe centru, și că ne mergea bine brutăria, și tu vindeai uh, uh, aurul la inele verghete, că e vrei cu asta. Uh, nu era bine acolo Ne-ai dus la corturi. Nu. No. unde e viitorul? Sună bine? Zilele bune sunt în față, nevasta, Erau zile și mai bune în trecut. A fiți atenți. Ce nu vedeau evrei atunci și ce nu au văzut? N-au văzut viitorul. N-au văzut deloc viitorul. În schimb, Dumnezeu spune, vreau să vă spun ceva, în scurtă vreme veți vedea slava mea coborându-se pe locul ăsta. Și Dumnezeu care vorbește. Nu vocea frustrării. Bun, a, a, fost un moment în istorie, în secolul trecut, când evrei nu am mai văzut viitor. Vreau să vă pun două, pogi, două, două pagini alăturate, două poze. Prima din el, ce-ar fi o predică de-a mea fără poză? Trebuie să fie o marcă înregistrată. Pune-o prima, te rog, din ele da? 1945. Auschwitz. Ăștia sunt cumva din penultimele contingente care au mai rămas în viață. Milioane și milioane de evrei, vreo șase milioane sunt tocați, omorâți în lagurile concentrare de la Auschwitz. Știți care era expresia cea mai uzuală între evrei care mai supraviețuiseră la Auschwitz? suntem terminați. Pentru noi nu mai există viitor. Știți că există o profeție în Ezechiel 37 cu 11, el mi-a zis fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Știți care este imaginea cu Auschwitz? Oasele acelea, grămezi de oase. El mi-a zis fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zigni s-au uscat oasele. E o profeție care s-a împlinit. Ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Asta spuneau ei. 1945. Asta e făcută iarna, 1945, ianuarie, februarie, undeva acolo. Trei ani de zile mai târziu, 19 mai 1948, vă rog să vă uitați, trei ani de zile mai târziu. Tel Aviv, țara sfântă, acolo e David Ben Gurion, primul prim-ministru din istoria poporului evreu, care știe ce face? Zilele bune sunt în urmă? Nu. Spune că zilele bune sunt în față pentru că se fondează, pentru că se naște, renaște poporul lui Dumnezeu, națiunea israeliană. Națiunea care pe cap de locuitor au cei mai mulți genii, cei mai mulți au relația al premiilor Nobili pentru literatură, pentru știință, pentru orice. Pentru orice. Una dintre cele mai puternice și influențe națiuni din lume. Și de ce? Pentru că vreau să vă spun ceva. Zilele bune nu sunt în urmă. În 1945, asta cred, au toți, poate că asta crește acum. Zilele bune sunt în față. Mai la mică distanță decât te aștepți tu, la trei ani distanță, deja zilele bune începeau să vină. Pentru că, dragii mei, nu trebuie să privești în urmă, nu zic că zilele din urmă au fost mai bune, pentru că Dumnezeu are zile bune pentru tine pregătite în față. De ce spun că zilele bune sunt în față în al treilea rând? Dragul meu, îndrăznește, trebuie să mai faci un lucru. Încetează să mai faci comparații între trecut și prezent, înțelege că pe Dumnezeu nu limitează circumstanțele tale, puterea Lui nu poate fi limitată și mai apoi îndrăznește. Încetează, înțelege și îndrăznește. Îndrăznește să înfrunți problemele dacă vrei să experimentezi promisiunile Lui. Îndrăznește să înfrunți problemele dacă vrei să experimentezi promisiunile Lui. Prima problemă, dragii mei, pe care oamenii ăștia o au, este problema amânării. Există un moment în Hagai, capitolul 1, în care Dumnezeu îi scutură pe oamenii ăștia și ce-au făcut? O venit și au făcut case. Și au uitat de casa lui Dumnezeu la un moment dat. Încep să-și construiască toți case, cu tavan, dichisit, cu termopane, cu, cu, cu de toate, cu încăzire prin pardoseală. Și uită să mai facă casa lui Dumnezeu și tot amână, și tot amână. Și în Hagai, capitolul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi mustră pe oamenii ăștia, zice, Hagai, capitolul 1, cu versetul 2, așa vorbește Domnul Știrilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea, tot amânau, n-a venit încă vremea zidirii din nou a casei Domnului, de aceea cuvântul Domnului a vorbit astfel prin prorocul Hagai, dar pentru voi a venit vremea să vă faceți casă. O, oh, ce aș predica aici despre altceva, dar mă opresc. Problema amânării. Nu o să ai parte de zile bune câtă vreme, ascultă-mă, nu vei înfrunta problemele care îți blochează binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu. Este problema amânării. Știți ce face amânare cu noi, dragii mei? Amânarea, ascultați-mă, amânarea ascultării duce la amânarea binecuvântării din viața ta. Și tot aștept, binecuvântă-mă, Doamne, de ce nu te binecuvântează Domnul? Pentru că tot amânți ascult de El. Ia pune tu o piatră de temelie la casa Domnului. Ia implică-te în casa lui Dumnezeu. Ia implică-te în biserică să vezi cum Dumnezeu ridică și la casa ta. Pentru că spune Dumnezeu acolo în Hagai, capitolul 1, și ce se întâmplă cu voi? Pentru că amânați să ascultați de mine, să puneți în aplicare poruncile mele. Voi, în viața voastră, se amână bine cuvântările și spune, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu și tot vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Nu experimentezi asta! Bă, muncești și nu mă ajung cu nimic, mă! Bă, dacă câștigăm amândoi bine și suntem pe De ce? Pentru că amânarea ascultării de Dumnezeu, Aduce, ascultă, mă amânarea binecuvântării lui Dumnezeu în viața ta. și ce este amânarea? Amânarea este certificatul de deces a unei hotărâri bune. Asta e cea mai bună, cred că, definiția amânării. Certificatul de deces a unei hotărâri bune. Știi ce se întâmplă cu poporul? Pentru că amână să ascultă de Dumnezeu 16 ani de zile o pierdut. 16 ani de când au pus primele pietre la temelie, până când au început să reconstruiască și să termine de, de, de zidit și mai apoi când s-au terminat de zidit, au venit slava lui Dumnezeu, pentru că ascultă-mă ce spun, slava lui Dumnezeu nu vine peste un lucru neterminat. 16 ani de zile oamenii ăștia tot amână și-au făcut vile, și-au făcut afaceri, buticuri, duty free-uri, 16 ani au prosperat ei și tot parcă nu le amânea. Și au zis, după 16 ani de zile, au terminat. Pentru că tot amână, amână, amână și ar amână. O altă problemă pe care trebuie să o înfrunți ca să ai parte de promisiunile lui Dumnezeu este problema descurajării. La un moment dat în Ezra, capitolul 4, zice că după ce s-au apucat ei la început entuziasmat să construiască casa lui Dumnezeu, au venit dregătorii din țară. Și zice că au înmuiat inima poporului. Și ce au făcut? S-au oprit. Nu mai făcut nimic. Pentru că vine descurajatorii, pentru că vine ea care, bă, dar ce cauți aici? De ce te-ai băgat? De ce faci asta? Pentru că vine descurajarea în viața ta și vine problema descurajării. Și apoi există o altă problemă pe care trebuie să o depășești. Dacă vrei, ascultă-mă bine, să ai parte de zile bune. Îndrăznește să-mi problemele, să înfrunți problemele dacă vrei să experimentezi promisiunile lui Dumnezeu este mai apoi problema neascultării. Sau dacă vreți, ascultării. De ce ne asculți? Și ce se întâmplă? Vine un proroc, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în la capitolul 5, cu versetul 1, de 16 ani nu mai făcut nimic. S-a oprit șantierul, ca la noi pe autostrăzi. Da, parcă sună a Brașov, nu? Prahova, Ploiești, zona aia, nu se mai termină. e la cu urșii, știți? De la noi, ulilieci 16 ani, nu se mai face nimic. Și dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu, măcar că era un decret imperial ca evrei să se oprească, să nu mai construiască, zice că prorocii Hagai și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim, în numele Domnului Știrilor și au zis, puneți mâna și sediți. Și ce fac ăștia? Încalcă o poruncă omenească, împărătească și ascultă de poruncă lui Dumnezeu. Și pentru că ascultă de poruncă lui Dumnezeu, termină cu multe împotriviri, dar la un moment dat au zis slava lui Dumnezeu, se coboară peste templu. Și dintr-o dată, dragii mei, văd cum zilele bune nu sunt în urmă, ci văd, dragii mei, cum zilele bune sunt în față. Va trebui să treci peste probleme ca să vezi, ascultă-mă ce spun, ca să vezi promisiunile lui Dumnezeu. Acum, sincer, la încheiere, puteam să vă dau orice altă ilustrație din America, din altă parte, dar vreau să vă dau una de aici. Uh, există un om în biserica noastră care face multe și vorbește puțin. Uh, Numele lui este Sami, Sami Vaida de familie. Uh, nu poate veni aici că e la stație. Dar Sami, te rog, nu mă ridică, te să se audă sună bine. El este, să-l știți, e în întuneric, dar să știți că <laughs> e cu fața spre lumină. Bun, uh, vreau să vă spun scurt despre Sami. Uh, anul trecut, pentru că m au ajutat la multe evanghelizări, au mers cu mine. Și mă ajută faptul că mă duc cu el. Pentru că mai am timp să mă lucrez la predici. Pentru că nu are întrebări multe, puține și concise. Am fost o cu cineva, atât am băgat la spovedit, că nu mai știam de unde să citesc din Biblie când am ajuns în biserică. Dacă cu s am și anul trecut vorbeam cu Sami, vrea să meargă la pompieri. Erau, nu știu, câteva sute de locuri la nivel național, în plină pandemie, știți? Sami se roagă, mă rog și eu, Doamne, dacă pleacă, cine rămâne la stație? Și totuși, Doamne, facă-se voia ta, așa m-am rugat, Sami, credem. Bun, Sami anul trecut dă proba psihologică și o trece cu brio. Dă proba sportivă la Boldeș Scăieni, pe PH, Patria Hoților. Ați o numit-o Patria Harului, după aia o reprenduit o De ce e PH? Pentru că se fură mult din conductele de motorină. E de înțeles la prețul de astăzi. Trece de proba sportivă cu brio, Sami se pregătește intens de câteva luni de zile și la matematică, pentru că trebuie să dai și matematică. Să știți că pompierii trebuie să știe și matematică. Unghiul ăla contează, cum ții foc, cum fine, direcția vântului. Cu o zi înainte să plece spre Boldesc Căienii, era în grafic, cu o zi înainte să plece spre Boldesc povesteam cu el la telefon, frate, doresc să te rogi, mă rog, mai ales când am auzit de matematică, pentru că eu am fost agentul 500. Adică 500 la bac, 500 la capacitate la matematică. Nu mai eu știu cât am tremurat. Și am zis, dacă e vorba de matematică, mă rog. zi Doamne, ajută -l. O simplă chestie. Trebuie să trebuie să-și facă test de COVID. Că trebuie. Că ce-ar face Big Pharma, fără noi Și Sami își face un test de COVID N-avea nici Un simptom asimptomatic Bă și este pozitiv Nu, o să poate Mai face unul Pozitiv Și acum mă gândesc Mă ce zic la Sami Voia Domnului să se facă Și Sami Ca orice om Își pune întrebări Doamne de ce? Serios? Adică, ți-am cerut ceva bun, adică, Doamne, nu? Și rămâne acasă. Rămâne acasă, dar să vedeți cum lucrează Domnul. De mult o curta o fată. Și acum, dacă nu mai pleci la la, 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 școală, la pompieri, să gândi să stingă un alt incendiu. Uh, și începe să asedieze cu catapulte și cu arbalete, înțelegeți, argumentale, inima unei fete, pe nume Cristina, de la noi din biserică, ce bine îmi pare că sunt amândoi de ce. Uh, chiar, dacă la facul, la, 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 chiar dacă la pompierii s au zis nu, Cristina a zis da. Și au nuntă anul viitor, să știți. Apropo, i-am spus deja titlul predicii, el o să termine și o să vă spun imediat. Dar îl spun imediat titlul. Sami dă înapoi examen la pompieri, că nu se lasă. Putea să zică, că nu-i de mine, asta voia Domnului, frate. M-am rugat o dată, de două ori, am postit, o duc înapoi. Sami se duce înapoi la examen. Trece de psihologic, trece de proba săstivă, trece de matematică, e la școală, e la pompieri. Anul viitor, în aprilie, termină, în iunie, sunt însoară. Știți cum uh, o să-i pun titlul la predic la nunta lor? El o să fie pompier atunci. Nu stingeți focul. <laughs> Voi oameni buni, el este un exemplu, dacă vreți, în carne și oase, nu de pe, nu știu care, mudi din amuz 200 de ani, poate la un exemplu veți spune, ba, dar nu-i cu vindecare de nu știu ce, ba, E un om care la un moment dat și-a pus întrebări, zilele bune sunt în față? Zilele bune sunt în față sau s-au terminat? El este mărturia și mulți alții de aici că zilele bune sunt în față. Zilele bune sunt în față. Ce ai de făcut? Încetează să mai compari? Înțelege? Păi Dumnezeu nu limitează nimic. Puținul tău în mâna Lui Dumnezeu e putere. Îndrăznește. Îndrăznește. Îndrăznește să înfrunți orice problemă, orice dezamăgire, orice amânare în numele Lui Isus Hristos, orice atac, că Dumnezeu va fi cu tine. Ascultați scenă. Hai să ridicăm și în picioare, să vă imaginați mai bine. Într-o zi, prorocul Ieremia, care o predica și nu s-o pocăi nimeni, și spune unde să plimbă. Și spune să plimbă prorocul Ieremia. plângerile lui Ieremia. Pentru că spune Biblia, după ce o venit și a distrus tot templul, a făcut praf, ruină, a făcut zidurile, ruină, praf rocul Ieremia se plimbă într-o zi pe străzile prăfuite ale Ierusalimului și dărâmate și o vede peste tot, dezastru și ruină și nimic nu mai bun imaginează-ți dacă erai tu sau eu lângă Ieremia, ce-am fi zis zilele bune a fost în urmă, am avut și zile mai bune, Doamne, asta e și totuși Ieremia zice o chestie Iată, în fața templului care nu mai există, sunt morman de pietre. E fum. Și în fața fumului, și în fața focului, și în fața ruinei, Ieremia zice, iată ce mă face să mai trag na dește. În lui Dumnezeu, nu s-a sfârșit. Bunătățile lui, ce fac? E renoire. Că din jurșia lui cum este? Atât de mare. Acum, înainte să ne rugăm, vreau să spun clar. Dacă tot ce v-am spus astăzi prin titlul ăsta, zilele bune sunt în față, o veți lua doar cu o chestie motivațională. Bă, ha, mergem. Amin. Dar dacă nu credeți, o să vă spun cât vă ține motivațional expresia asta. Zilele bune sunt în față, zilele bune sunt în față. Te orice mașină, zilele bune sunt în față. Ajungi acasă, zilele bune sunt în față. Și te ceri cu asta? To. -o. Și încep să spui, mi mâncați zilele și viața. Zilele bune sunt în față, mi-ai mâncat zilele și viața. Atâta te ține. Zilele bune, să zic că supraviețuiești acestei nopți și mâine încă spui, zilele bune sunt în față. Știi până când vei deschide factura de la curent, că o să vină. Winter is coming. Și o să vezi, stai puțin, ăsta pe tot cartierul, nu fără sau cum, e, Nu e o greșeală. Nu, dumneavoastră, sunteți daios. Plătește, de unde? Nevastă, hai să fugim. Uh, să zicem că supraviețuiești și luni și marți, ascultă-mă, marți, zilele bune sunt în față și vei să vii la grupa de casă, zilele bune sunt în rimează? zilele bune sunt în față, vii la grupa de casă și ascultă-mă bine acum. Primești telefon. Bună, sunt Andreea de la Vodafone. Am plăcerea să vorbesc cu domnul Coraj Dorel? Tu ai plăcere, eu nu. Uh... Țin să vă reamintesc că aveți la noi o factură neachitată și neachitarea facturii până la data de 28 -a lunii, așa, curente, va duce la suspendarea serviciilor. Vă mulțumim! Zilele bune sunt în față? Deschizi o scrisoare. Ordin de evacuare. Zilele bune sunt în față? Știi când? Știi când o să fie zilele bune în față? și când o să crezi și mâine și poi mâine și duminică și o lună și două? Când îl ca un adevăr. Dacă e doar o injecție din aia, o perfuzie motivațională, nu te ține până mâine. La prima ceartă s-o dus. Dar dacă e un adevăr, va rămâne în tine. Zilele bune sunt? N-ar trebui să lăudăm pe Domnul pentru asta? Echipa de laudă și închinare, n-ar trebui să cântăm asta? Haide să cântăm. Ce vă dă Domnul? Să cântăm și să ne rugăm. Cântăm, cântăm și ne rugăm. Așa era o cântare pe vremurile Lui în biserică. Nu o să cântăm mai sus la lucru ce creștine, dăruiește și vă tot bine. Nu mai facem colecta, fiți fericiți. Zilele bune sunt în față. Ce -o spune numele Lui Iisus Hristos, zilele bune sunt în față, zilele bune sunt în față. În numele Lui Iisus Hristos, nu ironie, ci este o profeție. Zilele bune sunt în față. Crezi asta?